Dimineața, Dani, bună dimineața, Răzvan. Pe lângă binecunoscutele deja recomandări pe care vi le fac vinerea, astăzi am una în plus și este vorba despre o piesă de teatru care se joacă chiar în centrul Bucureștiului diseară și cu care discutăm mai multe astăzi cu regizorul piesei, Șerban Puiu. Bună dimineața! Sărăuna, bună dimineața! Dar și cu actorii care unii dintre ei abia au ajuns și cumva se pregătesc, sunt în sală, iar Alexandra Velniciuc este acolo. Voi în casa mea! Bună dimineața! Se joacă Puricele în ureche, acesta este decorul, iar asta e casa mea. Vă aștept pe toți la Teatrul Elisabeta, acolo unde piesa asta deja a adunat câteva sute de spectatori. Andreas Petrescu n-a putut să ajungă pentru că e traficul ăsta infernal din capitală, dar colegii mei sunt aici, Mihnea Nicolau, Raluca Gervan, Alexandru Prica, oameni tineri pe care nu i-ați mai văzut. Veniți aici! Ia și tu loc aici alături de noi, pentru că pentru prima oară am urcat și eu pe scena unui teatru. Vreau să te întreb, Șerban, despre ce este piesa asta? Sună atipic. Nu-ți dai seama din titlu despre ce este? Păi asta este și șmecheria autorului, unul din cei mai mari autori de comedie francezi. E doar ca să te agațe titlu. E o comedie foarte spumoasă în care râzi din trei în trei replici. Deci este, deja avem foarte mare succes cu ea, cum de altfel avem și cu celelalte piese ale Teatrului Elisabeta. Piese despre politicieni în curcătură la nivel înalt. Pe 15 februarie. Celebrul Boeing despre care n-are rost să mai vorbim. Pe 20 februarie. Următorul spectacol, un fel de continuare al lui Boeing dezbracă, te vreau să-ți vorbesc, zi și acum. Mâine seară. Pe 14 februarie. Joci în toate, Alex. În aproape toate, da. Pe 13 februarie, mâine, încă nu, dar o să fie. Să știți că ăsta e titlul piesei, nu suntem noi nehotărâți. Iar pe 17 februarie, Capcană pentru un bărbat căsătorit, un alt fel de comedie, pe care chiar vă invit să vedeți că e altceva. E un pic ieșită din tipicul Teatrului Elisabeta, e tot comedie la care se râde, dar este o comedie polițistă. Hai să ne spune și noi, și nouă, ce vedem diseară. Stai că-ți fac eu un teaser. Lucien, scumpa mea, te-am chemat pentru că în casa asta se petrece o catastrofă. Bărbatul meu mă înșală. Cine? Victor Emanuel? Altul n-am, deci da, Victor Emanuel, nemernicul. Da, o să-l prind, ha, o să-l prind. N-am dovezi, dar de asta te-am chemat pe tine, ca să facem rost de dovezi. Eu? Păi da, sfătuiește-mă, ce să fac? Să faci? Păi eu am înțeles că face el. Cam despre asta e vorba. Adică este viață la superlativ. Vă invităm doar să râdeți alături de noi la Teatrul Elisabeta, acolo unde o echipă mică, dar cu suflet mare, vă așteaptă de fiecare dată, pentru că noi încercăm ca pe lângă actorii mari care joacă pe scena acestui teatru să aducem și tineri frumoși care absolvă facultatea și pe care altfel nu i-ați putea vedea nicăieri decât așa, zâmbind sau într-o poză. Dacă tot v-am întrerupt de la repetiții, zic să vă lăsăm și să repetați pentru diseară, nu de alta, dar eu voi fi prezentă și cred că și alții mulți bucureșteni deocamdată. Mergeți cu spectacolul și în țară? Cu ăsta nu, dar plecăm la Oradea pe 20 februarie cu Boeing Boeing. Să nu vă prind că sunteți orădeni sau din jurul Oradei și nu veniți la Boeing Boeing, iar pe 21 vom fi la Timișoara cu același Boeing Boeing. Vă uram succes pentru diseară, nu se zice succes la actor. Nu pot să-ți spun în română cum se zice. Eu știu, dar am evitat. Baftă, baftă. Hai să zicem baftă. Cam atât de aici, de la repetițiile Puricelui în ureche? Nu. Puricele sună, în ureche. E o piesă clasică, o comedie bulevardieră. Important e să veniți, că noi ne ocupăm de distracția dumneavoastră. Să data fiți viitoare aici. Veniți și voi la Neața, că și acolo e comedie. Băieți, îmi iau la revedere și rămân să-i văd pe oamenii ăștia măcar la repetiții.